10 decembrie, o zi interesantă în calendar. În 80 s-a născut Cristina Unghiera. Cristina Aguilera, da, cântăreață, ci că și actriță. Katie Holmes, Brad Pitt, Steven Spielberg în 46, Keith Richards în 43. În 43 a născut Keith Richards? Mam! Și Vasile Veselovski în 1925. Oprișan și el, dată cam de calendar. Cam tot de atunci, cam tot de atunci, 25, după cum mă vedeți. 25-30. Și interesant, ai văzut că sunt zile așa, la un alt nivel, cu altă energie. Bag seama că 18 decembrie este una dintre ele. Ce mai faci? Da. Ce mai zici? Ce faci? Uite, ce cu fetele astea de la... Bine, sunt cu fetele astea de la handbal, că de la handbal și puternic. Ale noastre, ale noastre. Da, au zis unii, bă, dacă batem și în seara asta, eu îmi duc băiatul la handbal feminin de mâine. Și că sunt sporturi pe care noi le apreciem mai mult în zona feminină. De exemplu, handbalul, eu mă uit cu mai mare plăcere la handbalul feminin și decât la handbalul... Da, eu să vezi la voleiul feminin cum mă uit. Mă uit cu o plăcere de... Nu mă de asta, dar nu mă pot uita, de exemplu, la fotbal feminin, deși înțeleg că e pe mare val și... Dar nu, am așa... Am bătut China pe SUA al altei. 0-0. Serios? Da. Bine, la China e și baza de selecție undeva la 42 de milioane de fotbaliste. De miliarde de mii de miliarde. E când fluiera la o dată vii 35 de mii de fundași. De fundașe. Cât sunt ăștia acum? Un miliard și vreo 400 de milioane. Un miliard 300 de 400. Dar ei și cu poporul indian, frate și soră, au sărit de 2,5. De 2,5 miliarde, dacă i-a durut. Numai în zona. Atât, în zona. Nu-i s-a părut mie că s-a lăsat pământul. Da, treia parte din lume e acolo. Aoleu. Deci fetele în seara asta nu le-a mai curentat pe norvegiene de 15 ani, când ce să vezi, le-am bătut pentru că de ce? Pentru că erau la noi în sala lui Polivalenta. Noi am organizat campionatul ăsta european, ia uite colea. Asta este de atunci prezentare, ia uite cum se făcea prezentarea cu 15 ani. Da. Da? Mă, așa era, ce vrei. Hau, ia uite și muzică, tot frumos. Bine, sunt televiziuni care fac asta și acum. Și acum, da. Tot cu muzică din asta. Da, da, da. Așa, Midiut. Erau la Vâlcea și la București, le-am prins pe fete, pe norvegiene. Ia uite, ai România, frumos, ia uite, Polivalent. Și le-am bătut cu 26-22, culmea, cu cât ne-au bătut ele ultima dată, cu o săptămână, 26-22. Da. Pur și simplu. Și acum, tata, e revanșă. Ați văzut că toată lumea zice că dacă nu generația asta... Nu le-am mai bătut de 15 ani, deci... Pe vremea Marianei Turcă, nu? Da, și cu doamna Huțupan, că nu ne permitem, doamna, în poartă. Că dacă te prinde... Huțupan, da. Da? Mamă, cum... Și toată lumea a zis așa, nenicule, dacă nu le batem acum, că asta e generația care poate să le bată, nu prea le mai bate niciodată. Vorbim de fetele din Norvegia. Da. Da? Locul 4 am luat atunci noi. Locul 4, că ne-a bătut Ucraina. Și Ungaria, campion european. Am voie să zic și că acum toată lumea zice că, păi da, mă, dau prișene, dar meciul e pe canalul ăla de nu-l vede toată lumea. Da. Bă, e moca pe site-ul televiziunii respectiv. Deci intri pe site-ul lui televiziunea, da, lui Dolce, că-s frații noștri. Da. .ro în coadă și vezi meciul gratis. Da. Ceea ce se întâmplă, da, rar, pentru că de obicei trebuie să fii abonat chiar la Dolce ca să vezi și pe site. Ca să nu zică lumea, că asta e prima întrebare. Și unde-l vedem? Acolo. Ăștia de primire acum 50 de milioane de la statul român. Știi, da, că a primit TVR-ul 50, da, de milioane, da, că s-a dus și asistență, lipiți. Aș vrea să te contrazic aici, că văd că e o expresie răutăcioasă așternută pe chipul tău. Da. Să știi că ei transmit puternicile meciuri din Liga a doua, are meci UTA și cu unii după la Lipova, nu știu după unde, deci eu zic că e mult mai important acolo, pentru partea asta de... Ei transmit meciuri. Nu interesează pe nimeni România cu Norvegia, mai ales dacă te bat ăștia, mâine o să fie iar, băi, n-ați făcut nimic, nu știu. Dar un meci local, un UTA Arad cu băieții din Oradea, eu zic că este mult mai... Dar ei acum au scos pisica... Nu că e Candis aici, au scos... Au început să paseze gălușca fierbinte stânga-dreapta. Domnule, nu avem bani să transmitem și campionatul european. De parcă de restul ar avea bani. Odată ne calificăm și noi după 8 ani. Da. Și adică atunci n-ai un ban să transmiți. Am înțeles. Mai sunt turnee de box în iarna acum, de go, de șah. Și la Cubul Rubic am înțeles chiar se bate. Ba, bravo, da, ba, au niște băieți de. Va fi greu să transmitem că e nevoie de multe camere la Cubul Rubic. Azi, da, eu pe aia cu mentul Dumitru Graur în 90. Zi-o, da, pe asta că e bună am de tot. Am mai zis că știți când era șeful de la TVR, Dumitru Graur, sănătate, pe care îl salut acum, și era campionatul european de hockey în, da, Olanda și a zis, bă, să-l transmitem și noi. Și au zis băieții din redacție, păi da, ne-a dat, da, e pe bai. Lasă-mă, ce că vorbesc eu cu ei, dă-i noi, bine, aici și așa.
Păi ce să vorbim, că trebuie bani. Lasă-mă, legem că a fost revoluția română, că ne-am împușcat, că... Păi aia a fost în decembrie anul trecut, zice, acum e martie anul ăla. Da, și mă dă mână că face un text. Și încropește dumnealui un text acolo, că o televiziune amărâtă, Televiziunea Națională Română Liberă, era și cu L-ul ăla. Uitați așa, cu tare, să trimitem și noi, să transmitem și noi, zice, campionatul european de... Și vă oferim. Așa, și vă oferim, zice, o sumă modică acolo și a pus 500 de dolari, nu știu cât. Și a trimis fax, trimite-mă faxul, că era pe fax, a trimis fax. Și a venit într-o două ore, așa, răspunsul de la un barosan de acolo, de la televiziune, domnul Graur, încântat, nu știu ce, bla, 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 și zice, but this is ice hockey, not ice cream. Adică de bani ăștia a fost să fie înghețat. Noi vă transmitem orice vă dă drepturi, vă ridicăm semnalul tot, da? Avem o rugăminte, nu confundați ice hockey-ul cu ice cream. Hai, mai arată-ne ceva. La Bariști. Pumeru a găsit-o pe asta, nu este meritul meu, dar să ne pregătim de dezăpezire. Eu zic să... oamenii tăi, mă, deja, da, gata. Da, nu mai face nimic. Așa? Azi, bă, ne-au oprișit, uite cum se va face dezăpezirea și iarna asta. E dezăpezirea de iarna trecută, dar prin prisma acestor imagini, românii să stea liniștiți că și anul ăsta vom avea o dezăpezire și străzile vor fi ok. Deci nu lucrează și cu stânga, într-un stânga are un service ceva. E la noi? Torba... Nu e la noi. La noi? Cum să nu fie la noi? Nu vezi mașinile? Așa, și aruncă pe stradă, unde deja este dezăpezit, dar să nu se mai pună chichiul așa. Bă, nu cred, bă. Așa... Nu-i mai zice sărăriță, îi zice direct solniță. Da. Uite, păi da, dar e spațiu mic, îți ia mai de... Păi, da, uite, omul a zis, băi... Are normă, mă, are normă omul să nu cheltuiască toată sarea. Da. De ce stai? Domn sare, băi, mai mult. Și pun, vedeți, stă-ți pe scârțietoare, pun de la... Păi da, că dacă dă mai multă, cade, da. Păi da. Și a zis, ea a zis să-l oprește-mă și mie că am niște cățeluși acasă și un acvariu, să iau și eu nisipul ăsta. Arată ca zona aia din drumul cadrul. Da. Aruncă așa omul. Da, zăpadă e. Da, băi, eu zic să stăm în siguranță, nu avem niciun fel de probleme anul ăsta dacă... Da, să știe și telespectatorii de acasă, companiile care au contract cu statul pentru dezăpezire sunt conduse de niște oameni care în lunile decembrie, ianuarie, februarie devin foarte evlavioși și bisericoși. De ce? Pentru că firma ia tot și atâția bani și dacă ninge și dacă nu ninge. Da. Iar dacă nu ninge, da, banii se depozitează într-un sac. Sac, iar au controlat pe ăștia pe la rezerve de sare și nisip și material antiderapaj și ce să vezi? Iarna aia, iarna prin surprindere, că n-are niciunul nimic. Da, da, bine, da, doamne, nu mai are cine, da, cine să semneze acum că sunt la X-Factor, știi, pentru primarie. Da, ai văzut că, doamne, doamne, azi că până pe 19-20, adică încă 2-3 zile cu soare, cu astea, deci s-a dus luna, practic. Dacă se ninge pe 29, încerc cu astea alalte. Uite asta, uitați dacă se poate cu sonor, ce vedeți în imaginea asta? Cinstit, brăj și crengi. Fals. Acolo, da, nu vă spun, am apăsat. Deci vine o doamnă și spune doar atâta, bună dimineața. Hai, copilași! Hop, iese primul porculeț. Good morning! Hai la băsuță, iese primul porculeț. Hai, tată, că e rost de mâncare! Ei, erau toți pitiți de Ignat. Le era frică la porci. E o turbă de porci. Erau... Uite, hai să mai dăm o dată de la... Uitați-vă aici, imaginea de deschidere. E așa? Lor le e frică de cuțit, că simt că e Ignatul. Good morning! Hop, și-au venit băieții. Hai la masă! Da? Tată, camuflaj, camuflaj. Deci nu, lasă-mă cu... Or fi ăștia SEALs americani. Da, ia uite. Ia uite cât ies de acolo. Eu cred că mai trec și pe sugar pe unde s-a făcut un fum învălătul. La auzul acestor sunete lui Oprișan, i-a plouat în gură.